între ei, trăgând la sorți. Norodul stătea acolo și privea. Fruntașii își băteau joc de Iisus și ziceau, pe alții i-a mântuit, să se mântuiască pe sine însuși, dacă el este Hristosul, alesul lui Dumnezeu. Ostașii de asemenea își băteau joc de el, se apropiau, îi dădeau oțet și ziceau, dacă ești împăratul iudeilor, mântuiește-te pe tine însuți. Deasupra lui era scris cu sclove grecești, latinești și evreiești. Acesta este împăratul iudeilor. Unul din tâlharii răstigniți îl barjocorea și zicea, nu ești tu Hristosul? Mântuiește-te pe tine însuți și mântuiește-ne și pe noi. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Iisus a răspuns, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă bucur că dimineața aceasta pot fi cu dumneavoastră. Este a doua oară, eu mă bucuram să nu fiu singurul a doua oară în biserica dumneavoastră. Mă bucur pentru invitația voastră prin fratele pastor Costel. Ne-am cunoscut ceva vreme în urmă. Cu soția dumnealui am fost colegi de facultate ceva ani în urmă. Și mă bucur că în dimineața aceasta putem fi împreună la închinare. Vă aduc salutul fraților din Biserica Izbânda, din București, unde slujesc din anii studenției, unde sunt implicat în lucrare. Salutul bisericii noastre se găsește în Coloseni, capitolul 3. Primele două versete, dar ideea principală de acolo, al salutului nostru este... Umblați după lucrurile de sus. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Frații, oriunde merg și știu că obișnuiesc să călătoresc și să merg în diverse biserici și astăzi știu că sunt aici la dumneavoastră, m-au rugat să vă aduc salutul lor frățesc, călduros, în numele Domnului Iisus Hristos. Slăviți să fie El pentru toate lucrurile, mă bucur că sunteți o biserică tânără, vă urmăresc de ceva vreme, au lucruri frumoase despre voi. În dimineața aceasta aș vrea să rămânem la cruce. Pentru noi, cei care suntem pe calea mântuirii, crucea este puterea lui Dumnezeu. Dar nu crucea în sine, nu lemnul, ci persoana care a fost pe cruce. Ne apropiem cu pași repezi de o sărbătoare importantă în creștinism, de un praznic important, Paștele sau Sărbătoarea Pascală. Și cineva spunea că această sărbătoare poate fi asemănată cu niște semne de punctuație. Unii spuneau, Paștele este ca o virgulă. Virgula creează o pauză. Avem zile libere, timp mai mult în care să ne bucurăm cu familia, timp mai mult să petrecem sau poate să ne gândim la lucruri esențiale în viața noastră. Pentru alții, Paștele poate fi asemănat cu semnul de punctuație punct. Și punctul totdeauna încheie o propoziție, este la extremă, este la capăt, la margine, niciodată nu este în interior. El e marginal. Niciodată înăuntru nu-i participant la acțiune. Și pentru unii această sărbătoare poate fi asemănată cu un punct. Nu-i nimic semnificativ pentru ei această mare sărbătoare. Pentru alții, Paștele poate fi asemănată cu semnul întrebării. Și sunt multe întrebări pe care unii și le pun în zilele noastre. Oare cu adevărat Domnul Iisus Hristos a înviat din morți? Oare
El este viu astăzi, chiar așa o fi? Alții se întreabă când am fost ultima dată la biserică. Și surprinzător își dau răspunsul, chiar de Paște. Pentru alții, Paștele este ca semnul exclamării, ce denotă viața trăită la maxim, la intensitate, o viață împlinită, schimbată, în care totul are sens. Aduce bucurie, aduce împlinire, țeluri înalte. Oare este Paștele sau sărbătoarea aceasta pe care noi în curând o vom aștepta? O sărbătoare a bucuriei și recunoștinței pentru noi? Cum am putea asemăna această sărbătoare? Cu ce semn de punctuație am putea să o asemănăm? Dacă ar fi să mergem pe această idee, aceste persoane care au încercat să caracterizeze o sărbătoare importantă în creștinism. Dimineața aceasta, înainte de a intra în semnificația sărbătorii, și în perioada aceasta se va vorbi foarte mult de învierea Domnului Iisus Hristos. În curând vom intra într-o săptămână mare, în care noi ne vom aduce aminte de patimile Domnului Iisus Hristos. Vă invit în dimineața aceasta să facem o călătorie imaginară la cruce, pentru a înțelege ce înseamnă Paștele, ce înseamnă învierea Domnului Iisus Hristos, ce relevanță are ea pentru noi. Aș vrea să ne ducem cu gândul, cu imaginația noastră la cruce. Pentru fiecare religie din lumea noastră există un semn distinctiv care definește crezul lor și prin care își definesc atitudinea, își definesc comportamentul. Pentru budism, semnul distinctiv este floarea de lotus. Pentru evrei, religia iudaică, steaua lui David este un semn distinctiv. Pentru islam, este semiluna. Pentru creștini, crucea. Crucea a fost inventată ca modalitate de tortură, de condamnare la moarte de către fenicieni. Noi știm că ei au fost cei care au inventat moartea prin răstignire. Popor antic, care în al doilea mileniu precreștin, era cunoscut printre contemporani ca fiind buni navigatori, aveau o flotă remarcabilă, erau maestri negustori și pentru lumea occidentală ei au oferit alfabetul. Fenicienii au fost aceia care, printre numeroasele lor realizări pe plan cultural, au introdus și moartea prin răstignire. Și această moarte ei au exportat-o și altor popoare, printre care putem enumera egiptenii, persanii, cartaginezii. De la cartaginezi, Imperiul Roman a preluat moartea prin răstignire. Și ei au aplicat acest mod de tortură, de condamnare la moarte prin răstignire, criminalilor, sclavilor, niciodată vreunui cetățean roman. Executarea condamnaților prin răstignire a fost abolită mult mai târziu de împăratul Constantin cel Mare în anul 315. Am vrut să fac așa o scurtă paranteză, să înțelegem de ce cruce, de ce răstignire și să vedeți ce frumos este planul lui Dumnezeu. În profeția Vechiului Testament, profetul Isaia, în capitolul 53, vorbește despre o moarte zdrobitoare, despre o moarte cruntă. Vorbește despre o suferință îngrozitoare. Și iată că în istoria, în planul lui Dumnezeu, Dumnezeu a îngăduit ca aceste popoare să aducă lumii moartea prin răstignire. Și niciodată nu vom înțelege dragostea lui Dumnezeu. De ce a acceptat totuși ca Fiul Său să moară suportând o astfel de moarte îngrozitoare? O pas la cruce. Acesta ar fi mesajul din dimineața aceasta. De ce totuși este bine pentru noi să facem un astfel de popas?
Opasurile în viața noastră aduc lucruri și bune și rele. Când pornim într-o călătorie, dacă avem timp, obișnuim să mai tragem pe dreapta și să mai vizităm ceva, să mai facem un popas, să ne bucurăm de priveliște, să ne bucurăm de natură. Dar popasurile pot crea și mari dezamăgiri în viața noastră. Pierdem timp, pierdem resurse. Totuși, în dimineața aceasta, aș vrea să răspundem la o întrebare. Ce putem face noi la crucea lui Hristos? Sau ce au făcut alții la crucea lui Hristos, făcând un popas la cruce? La crucea lui Hristos, în primul rând, poți contempla. Am citit în textul nostru aici, norodul stătea acolo și privea. Erau acolo în Ierusalim mulți. Unii erau în drum, în trecere, alții au auzit că are loc o altă condamnare în Imperiul Roman și în Ierusalim și s-au oprit la cruce pentru a privi, pentru a vedea. O atitudine pasivă de curiozitate îmbinată cu poate un pic de admirație. A contempla este bine. Nu-i rău lucrul acesta. Astăzi, în lumea noastră, în perioada aceasta a săptămânii mari și a săptămânii patimilor Domnului Iisus Hristos, oamenii contemplă și privesc cu admirație ce s-a întâmplat la cruce. Unii cu admirație atât de profundă încât plâng, se căiesc, și contemplă și văd ce s-a întâmplat la cruce. Da, Hristos a suferit mult, plâng de fiecare dată, spunea cineva, când mă gândesc la prețul și la jertfa Domnului pe cruce. La crucea Domnului poți contempla, dar la crucea Domnului unii au făcut un popas pentru a comercializa. Și poate vă surprinde lucrul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că ostașii s-au plictisit la crucea Domnului și au văzut ei un moment unic pentru ei. Domnul avea o cămașă valoroasă. Spune cuvântul că era dintr-o singură țesătură. Era de valoare. Și au zis să nu o sfâșiem, să o tragem la sorți. Să beneficiem cumva de pe urma cămășii Domnului Iisus Hristos. Ostașii i-au luat hainele și le-au făcut 4 părți, câte o parte pentru fiecare ostaș. I-au luat și cămașa care nu avea nici o cusătură. La sărbătoarea aceasta se face mult comerț. Există și un comerț religios și unul laic. Cel religios se vând foarte multe lucruri care țin de această sărbătoare. Iconițe, lucruri de la Ierusalim, se vând filme foarte bine. Marele regizor Mel Gibson, în anul 2004, când a realizat filmul Patimile lui Hristos, a cheltuit în jur de vreo 25 de milioane de dolari pentru realizarea acestui film. Și spune el, a declarat că din rularea acestui film a câștigat în jur de vreo 210 milioane din profituri, urmând să mai încaseze încă 150 de milioane doar din producerea și rularea acestui film. Dar există și un comerț laic. Mari retailer spun că cel mai bine se vinde la Paști și la Crăciun. Uitam pe niște statistici. De Paște, marele retailer Auchan, cei de acolo spun că le cresc vânzările cu până la peste 40%. Un popas la cruce cu scopul comercializării. Unii au văzut din sărbătoarea aceasta și din momentul acesta un scop unic. Să mai câștigăm ceva și să câștigăm bine. La crucea Domnului Iisus Hristos, nu doar că poți contempla, nu doar că poți comercializa, dar poți disputa ceva. Poți să creezi o dispută. Spune cuvântul Domnului în Ioan, capitolul 19, că preoții s-au dus imediat, val vârtej, la Pilat și au spus, nu scrie
împăratul iudeilor, ci spune, ci scrie că el a spus, eu sunt împăratul iudeilor. Noi nu ne asociem cu acest împărat, nu ne reprezintă pe noi. Am vrea să scrii doar afirmația lui, nu că a și fost împăratul nostru. Și aceste dispute au rămas în istorie. Imediat prin primele secole a apărut un curent filozofic numit docetismul. Și au spus, oare cine a suferit pe cruce? Hristosul divin? Hristosul uman? El n-a avut un trup uman, n-a avut un trup divin, doar părea a fi. Și atunci a pornit această controversă, o dispută la crucea Domnului și astăzi, când fac oamenii popasuri, se întreabă și dispută multe lucruri, se pun foarte multe întrebări. Dar la crucea Domnului Iisus Hristos, unii s-au oprit, nu doar pentru a disputa ceva, ci chiar pentru a-L înjosi, a-L batjocori, pentru a defăima. Pune textul nostru, norodul stătea, dar nu doar că stătea, ci își bătea joc de Iisus. Cei care s-au oprit au făcut acest popas la cruce. S-au oprit cu scopul de a-L defăima, de a-și bate joc de Domnul. Și-au bătut joc de Domnul liderii religioși, și-au bătut joc de Domnul soldații, și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos tâlharii, și-au bătut joc de Domnul Iisus Hristos trecătorii. Toți care erau adunați la cruce și-au făcut acel popas în viața lor, s-au oprit pentru a-L defăima pe Domnul, pentru a-L batjocori. Și au pus ei tot felul de întrebări. Dacă e Fiul lui Dumnezeu să se coboare jos de pe cruce? Astăzi unii se întreabă, oare a fost El într-adevăr Fiul lui Dumnezeu? Cum a îngăduit Dumnezeu să-și lase Fiul pe cruce? Și se pun foarte multe întrebări. Cum poate El să ierte păcatele criminalilor, se întreabă contemporanii noștri? Cum poate să ierte El cele mai groaznice păcate din lumea noastră? Se pun multe întrebări și au scopul batjocoritor, scopul defăimării Domnului Iisus Hristos. La crucea Domnului Iisus Hristos, unii s-au oprit pentru a contempla, alții pentru a comercializa ceva, alții pentru a disputa, avea o dispută, chiar cu liderii, chiar cu cei din fruntea poporului, alții pentru a-L batjocori pe Domnul Iisus Hristos. Dar la crucea Domnului Iisus Hristos, unii au făcut un popas, aș zice eu, binecuvântat, pentru că au crezut la crucea Domnului Iisus Hristos. Spune cuvântul că din garda romană a făcut parte un sutaș, un ofițer, care a avut sarcină de lucru să ducă la îndeplinire răstignirea tâlharilor și răstignirea Domnului Iisus, să-și îndeplinească misiunea dată de Imperiul Roman și de Pilat, guvernatorul de acolo. Și la crucea Domnului Iisus Hristos, acest sutaș a urmărit îndeaproape, făcând acest popas nu din dorința lui, ci fiindcă așa cerea natura serviciului său. S-a uitat la cele întâmplate, s-a uitat la atitudinea poporului, s-a uitat la atitudinea liderilor religioși. S-a uitat la dialogul dintre cei doi tâlhari de la extremele crucii din mijloc în care era așezat Domnul Iisus Hristos. Și a privit cu foarte mare atenție la atitudinea celorlalți. A privit cu foarte mare atenție la vorbele Domnului Iisus Hristos, la cuvintele sale, la rugăciunea Domnului Iisus Hristos, în care Domnul spunea, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. S-a uitat cu foarte mare atenție la sfârșitul vieții Domnului Iisus Hristos, la ultimele ore din viața Domnului. Și acest tâlhar a ajuns la concluzia cea mai frumoasă, cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu. Popasul din viața sutașului, la crucea Domnului, a fost un popas binecuvântat, pentru că el acolo a găsit credință. Și s-a încrezut în Fiul lui Dumnezeu. Nu o credință condiționată așa cum aveau ceilalți. Dacă se va coborâ de pe cruce, vom crede și noi în El. Sutașul l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos până în
ultimele clipe ale agoniei vieții. Până și-a isprăvit viața, până a încheiat viața pământească și a crezut în Domnul Iisus Hristos. La crucea Domnului Iisus Hristos poți nu doar să crezi, ci poți să te și salvezi. Este un alt lucru binecuvântat făcând un popas la cruce. Între cei doi tâlhari a început un dialog și ei își recunoșteau viața ticăloasă, își recunoșteau fără de legile și unul dintre ei l-a insultat pe Domnul Iisus Hristos. L-a barjocorit și l-a întrebat și a zis, nu ești tu Hristosul? Te rog, mântuiește-ne, adică salvează-ne și pe noi. Am auzit că ai făcut atâtea minuni. Poți și pe noi să ne salvezi din moartea aceasta groaznică. Dar celălalt a fost foarte atent la cuvintele interlocutorului său și îi răspunde așa. Nu te temi tu de Dumnezeu, pentru noi este drept, căci primim răsplata pentru fără de legile noastre. Tâlharul acesta își recunoaște vina, recunoaște păcatul, spune, primim o răsplată pentru fără de legile noastre. Tâlharul acesta imploră mila, cere mila lui Dumnezeu, spune, Doamne, adu-ți aminte și de mine. O atitudine corectă în fața Domnului Iisus Hristos. Și crede în persoana Domnului Iisus Hristos, în autoritatea Lui, în lucrarea Lui. Spune, când vei veni în împărăția ta? Tâlharul acesta a recunoscut că Domnul nu era din lumea aceasta, el venea dintr-o altă împărăție, dintr-o altă sferă și a crezut în el. Și Domnul îi face cea mai frumoasă promisiune. Este primul salvat. În urma jertfei Domnului la cruce, tâlharul, îi face promisiunea aceasta, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Și tâlharul a plecat cu cea mai frumoasă făgăduință, cu cea mai frumoasă iertare obținută în jertfa Domnului Iisus Hristos. Apostolul Pavel vorbește în Efeseni 2:16, și noi am fost împăcați prin sânge, prin trup, prin cruce, prin jertfa Domnului Iisus Hristos. La cruce te poți salva. Și încă un lucru pe care îl poți face la cruce și putem face la cruce când noi poposim acolo. La cruce te poți înfrăți. Este un dialog frumos între Domnul Iisus Hristos și ucenicul iubit și mama lui, o mamă adoptivă, o mamă pământească. Îi spune ucenicului, iată mama ta, îi spune mame, iată fiul tău. E un dialog frumos acolo. Și Domnul Iisus Hristos îi spune lui Ioan, ai grijă de ea. Dar în viața pe acest pământ, Domnul i-a numit frați pe cei care au făcut voia lui sau care fac voia lui, i-a numit surori și el s-a considerat fratele nostru mai mare. La crucea Domnului Iisus Hristos, noi putem să ne înfrățim, putem să primim iertare, putem să intrăm în marea familie a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu să fie cu adevărat Tatăl nostru, noi să fim copiii Lui și unii cu alții să fim frați, surori. La crucea Domnului Iisus Hristos găsim o înfrățire, găsim o familie binecuvântată. Dimineața aceasta aș vrea să rămânem cu o imagine frumoasă, și anume că la crucea Domnului Iisus Hristos putem face un popas. Și fie că vrem, fie că nu vrem, fie că vine o sărbătoare importantă și ne obligă cumva să ne oprim din alergarea noastră și să ne îndreptăm gândurile noastre spre cruce, înspre învierea Domnului Iisus Hristos, cu această ocazie putem să ne aducem aminte la ce s-a întâmplat la cruce. Și alții au făcut un popas la cruce și noi astăzi suntem chemați să facem un popas la cruce. Apostolul Pavel în Galateni 6:14 spune așa, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât
cu crucea Domnului Iisus Hristos. De aceea, în dimineața aceasta, invitația este de a ne opri din alergarea noastră și de a ne gândi la ce s-a întâmplat la cruce, la planul lui Dumnezeu pentru noi fiecare. Și pentru a înțelege mai bine profunzimea învierii Domnului Iisus Hristos, pentru a înțelege mai bine mântuirea, salvarea noastră, suntem obligați să facem un popas la cruce. Dar nu un popas doar pentru o simplă contemplare, o admirație a suferințelor Domnului Iisus Hristos, nici pentru a beneficia cumva de pe urma acestei sărbători, să comercializăm ceva, să mâncăm mai bine, să trăim cumva mai liniștiți, nici pentru a disputa ceva, pentru a pune tot felul de întrebări defăimătoare, ci pentru a ne opri. Pentru că la cruce găsim credință și mulți din dimineața aceasta, probabil toți, am găsit credință la cruce. Este momentul cel mai frumos în viața noastră în care am putut să ne oprim din alergare și să găsim acolo nu doar credință că Domnul a murit și pentru noi, ci să găsim și iertare, să găsim salvare, mântuire. Și am găsit-o și dăm slavă Domnului pentru asta. Amin. Însă la cruce, la crucea Domnului Iisus Hristos am găsit și înfrățire. Dimineața asta mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze sufletele noastre și să facem popasuri binecuvântate. În familia Taylor s-au născut doi băieți. Unul a dorit să lase familiei un nume mare și a zis, trebuie să urmez o carieră politică. Și într-adevăr, băiatul cel mare a zis, vreau ca numele familiei Taylor să ajungă un nume renumit. A ajuns parlamentar și a avut o carieră politică strălucită, băiatul cel mare. Băiatul cel mic a înțeles că Domnul are o altă chemare pentru el. A făcut un popas la cruce într-o zi, a înțeles că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru el, i-a dat iertare în dar și a înțeles că Domnul are o chemare specială. Și a ajuns un mare misionar, fratele cel mic. A ajuns să fie cunoscut de un întreg continent și nu numai. A ajuns să fie iubit în continentul asiatic, a ajuns să fie un mare misionar în China. Astăzi, dacă vom consulta Enciclopedia Britanică și vom căuta referințe despre fratele cel mare din familia Taylor, veți găsi următoarele referințe. A fost fratele lui Hudson Taylor. Nici unde nu scrie, a avut o carieră politică importantă. Totuși, fratele cel mic, înfrățindu-se cu Domnul Iisus Hristos, primind mântuirea, primind și ascultând chemarea Domnului de a fi un misionar al lui, a ajuns mult mai vestit, a ajuns mult mai mare. A dus numele familiei Taylor într-un mod mult mai strălucit decât a făcut-o fratele lui. Pentru că toți aceia care poposesc la cruce și cred, primesc iertarea și se înfrățesc cu Domnul, primesc o altă viață, primesc un nume mult mai mare și mai binecuvântat. Mă rog ca Domnul să ne binecuvinteze și pe noi și să ne ajute să înțelegem că Domnul Iisus Hristos vrea și pe noi să ne călăuzească, vrea să